Aurelia Paraschiv este mamă a 6 copii și o femeie greu încercată de viață. Aurelia a avut grijă ca toți cei 6 copii să aibă parte de o educație bună, conștientă că fără școală nu vor putea să reușească în viață. Sunteți mama a 6 copii. Da. Ce vârste au? Cel mare 21, după aia fata 19, amândoi sunt la București la facultate. La ce facultate sunt? Băiatul la cartografie și fata la administrație publică. Băiatul și lucrează ca să întrețină. Fata are bursă. Până acum a stat cu noi ca să ne lase bursa acasă. După aia am fata la liceu, clasa 11. Am băiatul clasa 8-a. Altă fată clasa 5-a și cel mic la grădiniță, grupa mare. La toamnă intră la școală. Toți cei care sunt la școală au rezultate foarte bune la învățătură. Da. Copiii sunt educați, învață foarte bine. Cum ați reușit? Este meritul lor, în primul rând. Pentru că dacă nu-și dădeau silința și nu ascultau de ce le spune și de un profesor la școală, puteam să le zic eu nu știu câte. Așa a fost, așa sunt ei construiți. Sper să le folosească și pe viitor și să-și găsească un rost în viață. La cei 41 de ani ai săi, mama Aurelia se deplasează foarte greu, chiar și cu ajutorul unui cadru. Problemele de sănătate o împiedică să ducă o viață normală, aceasta neputând să facă nici măcar treburile casnice, fiind ajutată de fiica ei, elevă în clasa 11. Haideți să le spunem oamenilor care sunt problemele și de ce aveți nevoie. Problemele sunt din cauza că nu mă pot deplasa. Aveți și probleme de sănătate. Ce fel de probleme de sănătate? Am coloana măcinată. E mâncată. Ați fost la medic? Da, mai trebuia să mai urmez, dar n-am mai fost, că nu am asigurare și nu pot să plătesc. Nu v-ați permis. Da. Ce venituri intră în familia dumneavoastră? Alocația la 4 copii și o suplimentară. Și cum vă descurcați? Cu mâncarea, cu facturi, cu... Nu vreau să mă gândesc. Când vine alocația sau suplimentarea, luna asta mi-a rămas și mie 3 lei din suplimentar. În schimb, la alocație am rămas datoare la magazin încă 400 și ceva de mii. Nu am avut toți banii ca să achit. Nici nu vă pot spune în ce hal suntem. Pentru că sunt multe cerințe și nu pot să le acoper cu 4 alocații. Pe lângă mâncare mai trebuie și pachetele pentru școală, trebuie detergenți ca să spălăm, trebuie foarte multe. Și nu ai cum, eu nu mai zic ca să iau o pastilă sau ceva, nu am cum. Nu am de ce să le mai iau. Când sunt dureri enorm de mari, se duce fata la farmacie și mi-a câte 2-3 pastile. Pentru că nu pot să iei atâtea pastile câte îmi trebuie. Deci dumneavoastră acum este fata de liceu? Da, ea are grijă de mine de multe ori. Ea spală, ea calcă, ea face mâncare. Mine, când nu, chiar și aseară am rămas blocată în albie. Nu avem baie ca să ne spălăm și trebuie să ne spălăm la albie. Și de multe ori nu mai pot să mă ridic din albie, rămân blocată. Ea are grijă de toată casa, e... Dimineața ea face curățenie, de cum o trebuie, face mâncare. Și când mai are timp să învețe? Stă seara și învață, că asta este... Stă seara și învață pentru că ziua, fiind atâția copii, nu numai că faci mâncare și curățenie care ți-a timp, să ocupă și de cel mic, să-l ducă, să-l aducă la grădiniță, trebuie să stea să spele la mână. Și spălând după atâția inși, trebuie să spălăm de 2 ori pe săptămână, că nu are ea altfel cum. Și mai mult sâmbăta. Da. Deci vreau să punctăm un lucru, că nu ne aflăm aici să ne cereți o mașină de spălat pentru un moft, ci pentru a-i ușura munca fetei de clasa 11. Simplu, mașina asta de spălat depinde și joacă un rol important pentru fata de clasa 11, pentru că îi ia foarte mult în timpul de învățat. Ea în loc noaptea să stea să odihnească, trebuie să-și facă teme, să învețe ce are de făcut, ca ziua să poată stea să spele și să facă treabă în casă, să aibă grijă de ceilalți mai mici. Și asta este marea durere, pentru că ei îi ia în timpul de învățare. Dacă ceilalți au ajuns la facultate, când am
putut cât de cât să stau în picioare și eram pe picioarele mele, ea o să aibă un foarte, cum să vă spun, o mare greutate, pentru că nu ai cum, un simplu copil, să faci toate astea, nu ai cum. Aurelia nu are un cont bancar, însă dacă doriți să o ajutați cu alimente, haine, bani și chiar o mașină de spălat, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon al redacției 0727 869 957 sau vă așteptăm la sediul nostru din strada 1 decembrie 1918, numărul 2224 Călăraș.